cel mai scump sticker craft din istoria Counter-Strike-ului tocmai a fost realizat. Și nu, nu vorbim de un sticker craft pe unul dintre cele mai scumpe skinuri din joc, nu vorbim despre un sticker craft pe un Star Trek M4A1 Springstream. Stream. Într-adevăr, numărul 4 în lume ca float este vorba de acest skin cu un 0.0006 cu 4x Titan Holo Kato 2014. Ei bine, tocmai ce a fost creat de către acest chinez care are un inventar în valoare de 1,7 milioane de euro pe timp, respectiv 1,6 milioane de euro pe buff. Având în vedere că un sticker Titan Holocate 2014 valorează undeva în jurul a 91.000 de dolari. Putem spune că acest craft a valorat peste 360.000 de dolari, fiind cel mai scump sticker craft pe care l-am văzut vreodată în istoria Counter-Strike-ului. Acum trebuie să vă gândiți la un alt lucru și mai important. Pe lângă faptul că este al patrulea cel mai mic float de Star Trek M4A1 Sprint Stream, trebuie să vă gândiți că la vânzare în momentul de față mai sunt aproximativ 14 stickere Titan Holo 2014. Și ca să fie treaba treabă, băiatul nostru care a făcut acest sticker craft are 5 din ele. Poate nu sunt aceleași pe care uh, care sunt și la vânzare în momentul de față, dar băiatul nostru are încă 5 sticare Titan Holo și încă 8 stickere I by Power Holo pe lângă 4 stickere LDLC Holo și încă 4 Dignitas Holo. Hai să ne uităm un pic la inventarul lui dacă toți suntem aici. Mai avem un Dragon Lord cu 4X Titan Holo Cato 2014, numărul 110 în lume, 0.004. Avem și un Gungnir cu un uh... O multitudine de sticăre, LDLC, Reason Holo, Vox Holo și Dignitas Holo, toate ca 2014. Mai avem încă un Wild Lotus, rang 53 în lume, cu 4 Complexity Holo. Încă un Wild Lotus, rang 74, cu Clan Mystic Holo. Și încă un Wild Lotus, rang 5 în lume, Float 0.0007, cu 4 LGB Holo. Fenomenal! Mai avem niște, niște mânuși, care și astea valorează undeva la 8.000 de euro. Mai avem niște stickere cu Simple Gold de la Krakow 2017. Mult mai multe mânuși. Avem niște safire, avem niște rubiuri. Probabil ăsta este un, uh, un Blue Gem șas, uh, 776, bineînțeles. Și avem acest craft. Care, hai să vedem cum arată în joc. Așa arată în joc. Nu numai că este cel mai scump craft din lume, dar arată și bine. Păcat de faptul că este statrac aici, eu aș fi mers poate totuși pe un non-statrac dacă aș fi avut banii ăștia. Pentru că chiar dacă statracul este mai rar, strică un pic cum arată stickerele. Oricum, uitați-vă un pic cum arată în CS2 acest skin. Și în momentul în care skinul va arăta și mai bine că și mai, mai, mult ca sigur se vor face niște, niște modificări în cum arată skinurile în, în CS2, probabil va arăta fenomenal. Ce părere aveți despre acest craft? Și credeți că vor mai apărea crafturi de genul acesta, având în vedere supply-ul foarte, foarte limitat de sticăre Cato 2014 Holo? lăsați un comentariu în secțiunea din comentarii de mai jos și de asemenea dați click pe like, abonați-vă și dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Eu am fost Cosmin, a.k.a. Doctorașul, rămâneți cu bine, salutare!